Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine ați revenit la Minecraft. Haideți să vedem ce mai avem de făcut. În primul rând, de fapt, ia stai așa. Avem de pus chestiile astea în chesturi. Avem noi aici o carte cu smite 5. Gold ăsta de care m-am săturat. Melon seeds. Chestia cu săgețile, nu am ceea ce... două găleți... leather... astăzi vom... astăzi ne vom pregăti pentru o nouă construcție. Aceea fiind... trebuie să mă culc... vom continua casa... O veți vedea voi cum... Hai, mă, nu merge să mă culc. O să continuăm, am zis și în episodul anterior, dacă nu mă înșel, că o să continuăm casa, dar mai întâi trebuie să săpăm. Apa pe aici. Deci, haideți să vă arăt cum o să fie. Din peretele ăsta, trebuie să reparăm și chestia asta de data trecută. Din peretele ăsta o să vină lemn. Deci o să vină un perete de așa de lemn cu un gărduleț, o să vină interesant. Undeva pe aici, cred, nici nu știu. Dar pe aici, o să continue tot așa pe aici. O să vină pe aici, tac, 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 și se întoarce aici. Înțelegeți? Dar mai întâi, ca să ne apucăm de construcții, trebuie să săpăm. Și acu. Trebuie să săpăm dirt-ul ăsta. O să ne extindem mai mult și intrăm în tot muntele ăsta. Ia stați așa. Ideea e că care e toată faza cu chestia asta? Adică, nu știu, pur și simplu vreau să mai continuăm casa, trebuie să mai construim câte ceva și dacă tot n-avem ce face, na. Trebuie să facem și pe asta. Să nu trebuiască lemn ca lumea. Să găsim o pădure, probabil, nu știu. Ia să mă uit eu, deci. O să trească scoasă. Să fie scoasă toată iarba asta. Ia să punem noi dărtum. Prea multă iarbă. Hai să vedem. Pe jos o să vină cobblestone. Da, o să vină cobblestone. O să arate interesant, zic eu. Da, pe vanila... pe vanila nu prea vengeți face nici câte vedeți voi. Doar să construim. Deci, dacă nu mă înșel eu... Hai să reparăm mai întâi asta. Ok. Că nu am pus bine. Avem niște wooden slab-uri pe aici unde naive sunt. Wood slab. Ok. Avem de reparat chestia asta aici. Aici cred că... nu. Așa. Hop! Hai să vedem. Să fi venit, dar nici nu știu. Aici cred că o să vină un... da, era un... da. Este un garduleț. Mă, păi cred că pun aici. Și asta o să vină așa. Bă, ce mă enervează. Bine că putem... Bă, aici e nebun. Hai, mă. Zici că mă screm. Să vină...
Nici nu știu, și vine și se strănută. Ia, dacă punem așa, arată mai interesant, da. Ideea e că... poți ne-o. Nu merge să pun? A, fine. Ideea e că aici a stricat și trebuie reparat. Aici tot la fel. Oh, haide. Deci, avem așa care arată mult mai bine, numai că astea două trebuie sparte. Mergem repede pe scară. Și care sunt alea? Sunt aici? Că nu-mi dau seama. Ah, gata, spar tot. Păi, ești nebun. Deci asta a fost acolo. Asta e a fix aici. Și care naiba e? Asta? Pe ciudat aia să-i punem noi așa. Nici nu știu asta. Aici vine așa. Arată mai bine? Nu știu. Să nu trebuiască niște gărdulețe astfel dacă mai avem. Gar. N-avem. Avem 3, da. Atunci o să mai facem. Dar desigur, nu mai avem lemn. Hai să luăm lemn. Da, și cum v-am zis, ideea e că nu o să mai construiesc off-camera. Pentru că dacă construiesc off-camera, practic nu mai fac nimic. Dacă eu stau să construiesc off-camera, eu doar construiesc în seria asta. Deci, nu prea e mare lucru. Cam întuneric pe aici. Nu vreau lemn de stal, vreau acut. Opa, vedem un dirt. Și asta... Bun, deci... Un pic mă enervează vocea mea azi. Avem lemnul ăsta. Dar o să ne iau ceva să facem. Mă gândesc și la o casă în copac, nici nu știu, dar... Momentan n-am terminat nici aici. Deci ne-am luat lemn. Tot lemnul ăsta îl facem. Lemn de ăsta. Bun. Perfect. Adam. Asta nu. Asta o să vină aici. Perfect. Perfecto. Ah, cine va face? Mă enervează la Tropicraft. Ați văzut voi că am început seria. Nu merge să faci chestia asta cu click-ul așa. Da. Și enervant. Oh! Ce am făcut? Am făcut scări. Da. Da. Ce nu scări ne trebuia? Ce idiot. Bun. Acum am făcut și fence-ul ăsta. Opa. Și am prăpădit și lemnul. Să-mi dau eu seama cum ar trebui să vină asta. Oare așa? Punem noi așa. Da, și nu merge aici. Nici nu știu ce să zic. Dacă îl punem așa...
să vă arăt, trebuie... Da, cred că așa. Ia. Deci tot ce mă hotărăsc și na. Deci dacă l-am pune așa... Îl luăm noi cu toporul. Pac, 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 pac. Bum. Ia, așa arăta mai interesant, nu știu, parcă da. Mă rog, ăsta lăsăm deoparte. Am terminat asta. Mergem să punem astea în cufăr. Na, oare mai pot să fac altceva pe Minecraft Vanilla, în afară să construiesc? Construit la un moment dat devine plictisitor, sincer. Na, mai am piatră. Mai am piatră, super. Păi, o să vină așa. Aici o să vină cobblestone. Aici o să vină piatra. Dar nu știu cât. Cât să fie piatra. Să faci și noapte. Mai merge să ne culcăm. Construit. V-am zis, vreau să... Nu m-am dat bătut până nu fac ideea mea cu cartul. Aș trebui să fac un card. Să-l duc la spawner. Spawner la nu-mi plăcea acolo, sincer. Pentru că... Nu puteam, vreau să-l duc pe deasupra. Bă, nu știu ce mereu mă duc acolo. Mai ideea e dacă... Fac eu așa... Nici nu știu. Nu știu cât de departe să fie. Hai să-l lăsăm așa, oare. Ia. Nu știu, îl lăsăm așa. Și spargem aici. Pentru că... Să vină cu apă, să vină frumos. Hop, hop. E așa, interesant. Muntele ăsta de aici sau ce-o fie, nu? Trebuie scos tot, mă rog, tot. Am consum și sapa mea de super diamond. Pe prostia asta de dirt. Da, am văzut că vă place seria de Tropicraft, adică... Am văzut că vă place, că vă plac cam toate, dar totuși... Au fost câteva comentarii care m-au cam deranjat. Cum că dacă m-am gândit să fac multe serii, sunt tot felul de astea. Unul nu știu ce să zic, adică... Cred că eu sunt cel care ar trebui să ia deciziile tot să... pentru serii, sincer. Și... având în vedere că deja postam vanilla rar, adică postam undeva la, nu știu, dată la două zile. Și... Nu știu, nu cred că mergea să postez doar de la firma Craft. Pentru că vă dați și voi seama, dacă joci un joc într-una, bine, nu e într-una, dar e mai des decât celălalt, începe să ți se ia. Așa, dacă le alternezi, faci câte ceva, azi joc aia, mâine aia, e mai interesant. De exemplu, mi-e Mafia 2, îmi place mai mult așa pentru joc mai rar. Dacă l-ar fi jucat mereu să, de exemplu, să pun câte două episoade pe zi, devine un pic cam plictisitor. Și ți se lua. Dar așa mai rar, parcă e mai bine. Nu știu ce să zic. Bă, cred că mai trebuie una, mai trebuie două, cred. Noi avem mâncare. Avem morcovi. Opa. Ok, să venim și pe aici. Deci, cred că Mafia 2 vă place cel mai mult, sincer. Am văzut că toată lumea spune Rafael joacă Mafia 2, Mafia 2, Mafia 2. Dar totuși, nu știu, parcă îmi place mai mult Minecraft-ul. Ia să vedem și asta. Deci avem așa.
și sapa asta nu poate să sape mai repede. Mai repede. Deci dacă vine asta așa, o să vină undeva pe aici. Se întoarcă pe aici, nici nu știu. O să trească să ne facem și un portal către Nether. Atâtea chestii de făcut. La voi vă place casa? Nu prea ați zis prin comentarii. Eu îmi place așa, arată destul de interesant. Dar încă nu e gata, mai trebuia ceva făcută. Azi e 9 dimineața când filmez asta. Probabil o să ajungă undeva pe YouTube pe la 2. Și... eu nu știu ce să filmez după aia, să filmez Mafia 2. De obicei eu filmez ambele episoade dimineața. Ca să am timp după aia. Că după aia dacă plec undeva sau ceva, să fie episod. Nu știu să filmez. Aș filma Terra Firma Craft. Nu mai săpat. Cred că asta e ultima. Sunt curios dacă mai sunt villageri în satul de lângă. Chiar sunt curios. Deci mai avem rândul ăsta. După aia rândul celălalt. Da, bă, și uite, așa stai și noi în vacanță. Bă, dar parcă trece repede vacanța asta, sincer. Hai, mă. Încă două. Bă, așa. Cred că am săpat destul. Deci, să recapitulăm. O să vină un perete pe aici, din lemn și gărduleț. Cred că o să vină cam până pe aici. Nu, sau nu, uite așa. Sau nu, aici, da, vine așa. Aici o să fie undeva o apă, nu știu, tot așa. Adică, genul ăsta de aici. Tot așa, cu apă de-astea. Nici nu știu ce să mai fac eu, hai să mergem în sat, să vedem. Sigur să mai e vreun villager, nu cred că mai niciun a murit toți. Ia să vedem. Foarte mult grâu. E, ușa asta e deschisă. Aici ce mai aveam? Diamond-ul, aia nu... mai avea și aici slab-uri. Da. Dar ar fi ceva să ne înșentăm asta, da. Nici nu știu. Poate în episodul viitor. Ar trebui să fac... uite oile astea le-am lăsat aici. Uite oaia aia, ai fugit! O omorăm că a fugit acum, ce să mai... Mă gândeam să... nu știu, să facem... un gard în jurul satului. Dar având în vedere că nu mai trăiește nimeni aici. Dar ei se respawnează villagerii? Zicea cineva odată în comentarii că mă apar iar. Sunt chiar curios. Copacul ăsta a crescut tocmai aici. Hop. Sunt obișnuit ca în Terra Firma Craft, când spargă copacul să dispară toate frunzele. Mă, nu știu, cam atât pentru astăzi. Doar am săpat puțin și în episodul viitor continui și cu construcțiile. Și da, ne vedem în episodul următor.